Vino un pic, nu? Vino un pic aici. Poți să-ți dai și masca jos. Pentru poză. O să fii și supărată. Așa, perfect. Facem poza așa. Vertical sau orizontal? Vertical. De ce? Pentru că nu avem fundal, nu avem ce să mai arătăm în afară de aia. Depinde. Dacă facem 3 sferturi, o să facem pe vertical, cu siguranță. Că așa e un pic ciudat. Decât dacă mai avem altceva. Ia, întinde o mână încolo. Așa. Avem, nu știu, o logică. Uite-te și încolo, spre lumină, așa. Da? Uite mai în sus, că sus vine lumina. Așa, perfect. Ia, dă-ți masca un pic jos, că e păcat. După aceea o să zici că de ce ai avut mască. Așa, ia, uite un pic în sus. Stai cu mâna mai la față. Așa. Mâna asta la altă pune aici, dar ascunde masca în buzunar. Așa, uite-te încolo. Perfect, mai jos un pic. Așa. Mâna mai aici, asta mai aici acum. Așa, așa, așa. Închide ochii, deschide ochii, mai spre mine vorbim un pic. Perfect. Bun. Ia să facem și pe verticală. Una. Așa. Ia întoarce-te un pic de vreo două ori. Mai repede, așa, mai cu viteză. Așa, așa, face un pic. Așa, perfect, gata. Hai să vedem ce am făcut. La noi contract. Ce am făcut? La nu are contract. Da? Ce ziceți mă acolo? Că... Păi și sportiv de un contract. Sportiv? Da. Da? E bine. Așa, hai să întorc poza. Ia. Să vedem ce poze am făcut. Hop, 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 hop. Așa. Bun. Deci avem subiectul așa. În principiu e pătrat aici. Poți să faci și vertical și orizontal. Nu are nicio diferență. Deci ideea este cum se pretează subiectul ăla. Asta e mai important. Ce ai tu de pozat? În momentul în care ai, de exemplu, așa, vrei să-i faci 3 sferturi. Normal că dacă faci pe orizontal o să ai spațiu foarte mult. Dacă, nu știu, vrei să sugerezi singurătate, tristețe, așa, poți să faci chestia asta, să lași spațiu. Dacă întinde mâna în direcția respectivă, e o logică, nu știu, se uită încolo, privirea dacă iar contează. Dacă faci un banner, da, atunci și ești obligat să-l ai în varianta păi, asta. Aici poți să scrii să chestii. Trebuie să găsești o soluție, pui brand sau pui ceva. Păi, poți să scrii, da, poți deci să scrii. După aceea... poți să pui subiectul să stea într-o anumită poziție ca să se potrivească cu... Că asta e ideea, dacă tu vrei să ai poză landscape, pui subiectul să se uite în direcția respectivă, să arate, să cum e aici, de exemplu, și faci poza de genul ăsta. Aici, de exemplu, nu era masca deloc frumos. Am rezolvat cu mască, cum arată mai bine. Să mai vorbim la posing de nasul, iese din planul feței, se vede ochiul ăsta pe aici, sunt mai multe aspecte care nu ne convin, dar nu e așa rău. Așa. Aici, de exemplu, mă rog, background oricum era negru. Aici e și părul, că părul de obicei decupează foarte bine forma feței subiectului. După aia trebuie să observăm și chestii de genul ăsta, că se văd nările, nu se văd nările, aici se văd nările subiectului. Nu-i ceva rău, dar trebuie să știm chestia asta, că la unele persoane arată bine, la altele nu arată așa bine. Mâinile. Cam din față, așa, de obicei, stau lateral mâinile, mai, așa, ca să fie mai mici. Mâna asta e ok aici, arată bine. Ok, ok, frumos, un pic cam prea pe spate. Asta e drăguță, asta nu, deci... Asta iar, pe verticală, normal, cum să faci pozele astea? Aici nu iar lumina nu e foarte ok. Și asta e interesantă. Asta mergea, depinde asta. Unele poze merg și pe verticală și pe orizontală, altele cumva cer o anumită încadrare. Asta încerc să vă zic și dacă nu cer, trebuie să o faceți voi, adică gen, vreau pe orizontală. Hai să pun ceva și în dreapta, hai să se uite spre dreapta. Și privirea contează foarte mult, deci e foarte important dacă se uită spre tine sau se uită într-o anumită direcție. Că tu de obicei te uiți în direcția în care se uită subiectul. Bun, cât timp mai avem? Aoleu! Aoleu, e suficient! E suficient! Mai departe, cum cade lumina, cum arată subiectul, elementele în jurul lui, punctul de stație. Da? Deci să încercăm să ne învârtim în jurul subiectului pe toate părțile. Pentru că învârtindu-ne în jurul subiectului se schimbă vreo trei chestii. Care sunt alea? Poziția luminii. Așa, poziția luminii. Asta deja era avansat. Nu, trebuie să stai direct, îl zici. În primul rând, background-ul. Hai să pun ăsta mai sus, chiar în cadru. Deci, în primul rând, background-ul. Când te învârți în jurul subiectului, se schimbă background-ul. După aceea se schimbă poziția luminii, mai ales dacă tu ești afară și e soarele. Dacă ies în nori, nu prea se schimbă nimic, că nu e mare diferență. Este de mai subtilă. Așa. Dar background-ul în primul rând se schimbă.
Deci poți schimba background-ul, poți schimba background-ul învârtindu-te și jurul subiectului, poți schimba background-ul folosind alte obiective, ducându-te la distanță. De exemplu, eram acum ceva vreme, făceam poze la niște cai, am pus și pe Facebook, așa, și erau pe un câmp. Pe câmp e foarte complicat să faci poză să ai un background interesant, dar în spate era o pădure. Dacă trăgeam cu un 24-70, pădurea era mică atâtica. M-am dus la distanță, am luat un obiectiv de ăsta super lung, așa, crescut pădurea, ziceai că sunt în pădure. Am rezolvat problema. Pădurea era mai închisă la culoare, că asta e altă problemă, că vreau un background mai închis. S-a rezolvat problema. Opa, gata? S-a terminat? Punctele de stații extreme. Asta e mai mult la... Asta e la creativitate, nu facem acum. După aia. Așa. Asta am vorbit, perspectiva. V-am zis, am făcut-o mai devreme ca să... Da? Foarte importantă când facem compoziție. Cum vrem să arate? Cum vrem să arate ce în spate? Cum vrem să arate subiectul? Vrem să-l prezentăm într-un mediu sau vrem să-l scoatem din mediu? Vrem să-l scoatem din mediu? Folosim tele așa. Nu se mai vede. Vrem să-l punem în mediu? Folosim un wide. Da? Ce formă are obiectul? Am zis și asta. Direcția luminii, deja s-a vorbit mie la lumină, e foarte complicat. Ideea e că aveți, adică nu e foarte complicat, dar durează 2-3 ori. Lumină soft, ce înseamnă? Înseamnă că vine de la o sursă mare. Sursă mare ce înseamnă? Deci dacă ai telefonul, telefonul e o, o sursă punctiformă, e cea mai interesantă funcție. Dacă ai încă e mare, telefonul e punct, punct. Dacă sunteți acasă și puneți telefonul, vă vedeți mâna pe tavan super frumos decupat. Cu aia nu prea vezi chestia asta, știi că e destul de mare și o să vezi un pic mai, o să vezi blur, știi, la mână. Dacă ai o sursă mare, mare ce înseamnă? Să fie la fel, aceeași intensitate, dar pe o, că de asta folosim noi softbox-urile astea, care, ia, arată un pic, Ruslan, întoarce tu ăla, sau întoarce tu, softbox-urile alea. Așa. Un pic, așa, ca să se vadă ce softbox-uri, da? Ca să avem o lumină mai soft, mai moale, să nu avem umbre din acestea dure. Da? Că dacă ai o lumină ca aia, arată-o și pe aia de acolo, aia e dură. Și având lumină dură, ai umbră. Uite cum e umbra. Uitați acolo, mâna mea. Pe, da? Aia e lumină dură. Genul ăla de lumină, cum e asta de aici, nu o să prea lase umbre. După cum vedeți, eu am umbră doar în față. În spate nu prea am umbră, că astea nu lasă umbră. Sunt foarte moi. Adică lasă o umbră, dar e foarte moale, nu se vede. Asta e ideea. Da? Și de-aia când suntem afară și intră soarele nori, nu mai vedem umbra. Efectiv, nu mai avem umbră aproape. Deci, e foarte complicat. Vezi doar dacă ridici piciorul, vezi puțină umbră sub picior. Dar e foarte complicat să vezi. Trebuie să fii puțin expert ca să înțelegi. Ora de aur, dimineața și seara arată foarte bine să fotografiezi dimineața și seara. Cine n-a făcut chestia asta, că există o perioadă în care se aprind lumine de la oraș și încă mai e lumină pe cer. Și dacă faci niște poze atunci, e foarte, foarte frumos. Dar e vorba de o oră, două. Atât. Dimineața și seara. Bun. Întrebări și răspunsuri? N-am terminat încă, mai avem. Întrebări și răspunsuri? Nu mai avem. Haideți, mă, pune și voi niște întrebări, ce oameni sunt serioși, mă. Soarele primăvară? La ora nu vezi? Ai întrebat tu sau? Faul, uite, ai fost la curs, mă, tu nu știi soarele dacă e lumină mare sau mică, aoleu, mă omori. Mai vine o dată. Poate au întrebări. Ai întors repede. Da, deci soarele este lumină mare, dar e foarte departe și mică. După cum vezi, mergi pe stradă, ai umbră de la soare foarte mică, adică foarte bine definită pe jos. Da? Și dacă ai nori, devine sursă mare. Devine sursă mare, pentru că nu mai e soarele sursa. Asta e problema, că aici e ce nu înțelegi, dar asta iar repet la lumină. Ai pe fereastră, ai o fereastră, dar pe fereastră intră soarele. Sursa nu e fereastra, e soarele, că pe ăla-l vezi. Pui la fereastră un plastic transparent, tot soarele e sursa. Dacă pui o perdea, începe să fie perdeaua. Dacă e o perdea de aia care nu e opacă, se luminează toată și atunci devine ea sursă. Dar trebuie să ai grijă, să nu greșești să zici că dacă soarele se vede prin fereastră, e fereastră sursă. Nu există chestia asta. Adică, da. Bun. Era tot la cursul de lumină, aveam o vorbă. O umbrelă e sursă mare sau mică? Umbrela atât. Depinde ce pozezi. Dacă pozezi un om, e medie. Dacă pozezi o furnică, e imensă. Dacă pozezi o casă e foarte mică. Deci sursa e legată de ce pozezi. Că dacă pozezi 10 persoane, îți trebuie un softbox mai mare. Dacă pozezi un om, îți ajunge și unul atâta. Și depinde și cât de aproape îl pui. Că asta e altă chestie. Că dacă îl pui la 5 metri, cam toate sursele sunt micuțe.
la 5 metri. Trebuie să fie cât mai aproape de subiect, doar să nu intre în cadru. Bun. Mai departe. Cât mai avem? Aoleu, iar intrăm în prelungire. Păi acum de-abia încep. Asta e al doilea curs care e mai mare decât prima parte. Așa, regula treimilor, bun. Se fotografiază subiectul, se vadă bine forma. Aici chestia asta are cumva legătură și cu posing-ul. Să zicem că la posing, în principiu, nu trebuie să fotografiezi om așa. Adică cu mâna spre... Ai prins cu mâna spre cameră, așa? Da, da. Trebuie să se vadă așa, ca să se vadă forma mâinii. Deci tu dacă fotografiezi, nu știu, o fată, de exemplu. Mă vezi aici? Da, da. Așa, de exemplu. Nu se văd formele dacă stă așa. Dintr-o dată este altceva. Știi? Adică e mare diferență. Mare diferență. Că nu se, știi? Deci tu trebuie să nu fie cotul spre cameră, să nu fie genunchiul spre cameră, să totul spre lateral, așa. Adică spre lateral de cameră, ca să se vadă lungimea lor, că altfel nu se văd. Și nici mâinile, că de-aia nu-i bine, mă rog, nici așa. Adică mâinile trebuie să fie așa, lateral. Dar asta deja e posing, e altceva, e un curs separat, îl facem săptămâna viitoare, cred. Să se vadă forma. Și asta este important, deci doar dacă vrei tu să criptezi, gen să pui un creion să se vadă așa, ideea e, și la produs, și la orice, să se vadă forma, 3D. Așa e fotografia normală, nu știu. Să umpli cadrul cel puțin 50% cu subiectul. Da? Să fie mare, ca să se vadă. Diagonal. Avem două diagonale în cadru, asta așa și asta așa. Una ascendentă, una descendentă. De ce e ascendentă de la stânga jos la dreapta sus? Noi citim stânga dreapta. Că așa citim, dar ce că n-are legătură cu cititul, că și arabii la fel, zice că au. Așa este, că așa se uită omul, de la stânga la dreapta. Nu știu, fi ceva în creierul nostru. Tot în stânga ce că-i trecut, în dreapta e viitorul, în stânga e tinerețea, în dreapta e bătrânețea, tot felul de povești de-astea cu cadrane și alte nebunii. Da? Privirea subiectului, foarte important. Unde se uită subiectul, se uită și omul. Adică dacă pui un subiect, se uită undeva, deja omul se uită în direcția aia. Este o linie foarte importantă. E foarte complicat, de exemplu, să pui subiectul. Uite, ia, uită-te în dreapta un pic. Nu, uită-te încolo. Așa. Versus așa, o să facem, să arătăm imediat ce am zis. Ia uite și în sus un pic. Ai un băț în cap, nu contează. Ia uite mai încoace în capul spre mine. Ce băț? Nu contează, uite încoace. Așa. Gata. O să arătăm imediat, privirea subiectului, da? Hai, un trepin. Așa. Trecutul stânga, viitorul în dreapta. Fotografiați de la nivelul subiectului. Iar o chestie foarte interesantă. Mai ales când fotografiem copii, avem tendința să fotografiem de sus, așa, e foarte bine și de aici îți dai seama, tot la posing o să vorbim mai mult, de un om dacă știe să facă fotografie sau nu, că dacă îți fac ție un portret sau dacă știe să facă ce fel de poze face. Dacă îți fac poză de aici, în principiu de aici, așa, nu știu dacă mă oprim. De jos în sus puțin trebuie, să nu-ți iasă bușa. Depinde, de sus în jos. Imediat o să vorbim și asta. De aici, de exemplu, îți prind capul. Dacă îți fac de aici, te prind de la mijloc. Dacă îți fac de aici, te prind cu totul. Că în principiu trebuie fotografiat de la jumătatea subiectului ca să nu distorsionezi. Într-un fel sau altul. Da? Și produsele, la fel. Se foarte bine arată de la... Dar de multe ori nu se văd foarte bine. În sensul că nu se văd cât de mari sunt în profunzime. Dar ele arată foarte bine de la nivelul lor. Cine e subiectul în fotografie? Să se vadă destul de repede, nu neapărat imediat, să-ți dai seama, apropo de geantă, să-ți dai seama că geanta e subiectul în fotografie. Să aibă foreground și background, asta o să vorbim la creativitate mai mult, e bine să fie ceva și în față. Majoritatea fotografiilor au subiectul și spatele. Apropo de geantă, când mergeți acolo, găsiți un peisaj frumos, puneți persoana și puneți ceva și în față. Foarte frumos. Niște oameni, da, niște oameni care merg, un boschete, nu e ceva așa rău. Da? Lucrurile verticale de fotografie în vertical și cele orizontale dacă se pretează de așa natură. Ai o clădire, o faci verticală. Ai ceva, un pod, îl faci pe orizontală. Eu acum vă zic de regulile clasice. Da? Că poți să faci și invers. Și cum v-am zis la început, nu există regulă 100%. Da? Nu tăia aiurea oamenii. Ce înseamnă asta? Nu se taie de aici omul. Nu se taie de la gât, nu se taie de sub genunchi, adică dacă ai trecut de sub genunchi, îl prinzi până jos. Plan american, trei sferturi, plan gros plan, plan întreg și plan detaliu. Plan și plan burtă. De aici așa. Așa.
nu i-am putea, distanța între subiect și marginile cadrului să fie identice, iar o chestie foarte interesantă, o să facem, uite, mai vine un pic. Vine un pic aici. Așa, poți să-ți dai un pic masca jos. Uite, stai, dă-te un pic în partea asta. Uite, aș putea să-mi pun și asta ca să nu te virusez. Ha. Gata, sunt pregătit. Stai să trag și asta, dă-te un pic, scuze. Te avem aici secretul din spate. Da. Vino mai încoace un pic. Okay. Așa. Și ce vreau eu să fac acum? Vreau să fac ceva. Am pierdut până mi-am pus masca, până asta. A, subiect și margine cadrului, gata. Așa, ia, stai un pic așa, cumva, cu mâinile mai la față, sus. Așa, uite, așa e bine. Așa, stai un pic. Așa, mai stai și doar cu o mână, cumva, așa. Și uite tot în partea aia, deci stai așa cum stai, dar uite-te mai în parte. Așa, bărbia mai încă, așa, exact. Așa. Așa. Ok. Gata. Mulțumesc. Puneți masca. Mai repede. Suntem aici, este grav. I-am dat jos ăsta, tu glumești. Nu de glumă. Să vezi la poate să zi la. Să vezi cu lumină acolo. Așa. Vreau să-ți dau un aparat de sudat? Nu, nu pot, sunt foarte bine. Așa, genul ăsta de poz, de exemplu. Prea mult spațiu sus. Adică nu, pare un pic ciudată, n-are nici sens. Dacă o tăiam și mai mult, adică dacă greșeam mult mai mult, era mai interesant, dar așa nu prea are sens. Aici e un pic cam prea sus. Deci am prea sus cadru. Da? Aici e prea în partea asta și n-are nimic în partea asta. Deci cumva trebuie să fie un portret normal, nu știu, standard, clasic. Ar trebui stânga cu dreapta. Aici e interesant că se uită în partea asta măcar. Adică măcar are privire. Da? Asta e pe mijloc. E clasic. Da? Aici iar prea mult spațiu, nu știu, și sus, și aici nici stânga, nici dreapta. Aici e prea în dreapta. Asta, de exemplu, e mai ok. Că se uită în direcția asta, e ok că am pus-o în partea asta. Aici prea mult spațiu, de aici n-am egalizat. Că acolo cotul e foarte aproape, aici cotul e la distanță destul de mare. Aici iar, pare că e fotografia greșită, cumva nu este încadrată cum trebuie. Da? Deci trebuie cumva să fie egal. Asta e o fotografie standard, să zicem, nu e... Da? Opa. Ce făceam aici? A, cu tine cu încadrarea. Am și uitat... A, cu privirea, privirea omului, da. Știi ce ziceam? Apropo de privire, uite, vezi ce frumos? Privirea e cu vaccin. Da. Da? Bun. Ideea e că cred că trebuie să ne uităm după ce facem poza, să ne uităm, că după aia uităm și nici nu mai știu ce vrem să fac. Am vrut ceva foarte deștept. Așa. Mai departe, sunt două chestii să jos. Hop. Așa. Lucrurile verticale le fotografiem vertical, nu tăiem oamenii aiurea de marginile cadrului. Liniile verticale și orizontale menținute paralel cu cadrul, adică ai un bloc. Îl pui paralel cu cadrul, așa, strict paralel. Dacă îl strâmbi, îl strâmbi ca lumea. Nu strâmbi un pic, că pare greșit. Orizontul. Drept. Dacă îl strâmbi, îl strâmbi ca lumea, dacă vrei să faci ceva. Nu? Exact, nu îl faci. Da? Uite asta. Impar egal de zigigigi. Nu știu ce scrie aici, dar e foarte interesant. Așa. Ideea este că e mult mai interesant să pozezi 3 decât 2. Adică dacă vrei să pozați 3 genți, mai frumos decât ori una, ori 3, ori 5. Mai frumos decât 2 sau 4. Că arată așa, două sus, adică poți să le aranjezi și mai bine, că ai și una în mijloc, e mai interesant. Numerele impare sunt mai de pentru poze. Bun. Cum compunem? Echilibrăm stânga cu dreapta, subiecte secundare, dar să avem neapărat un subiect principal. Tăiem tot sau nu tăiem, ce înseamnă asta? Asta e o chestie foarte interesantă. Avem o casă. Ori nu o tăiem deloc, ori o tăiem ca lumea. Adică nu tăiem un pic, așa să fie la margine, un pic tăiată. Tăiem casa, ajungem, ne apropiem, ajungem fereastra, tot așa. Ori nu lăsăm fereastra la margine, ori intrăm și o tăiem ca lumea, ori o lăsăm cu totul. Cam așa se practică. Nu se taie un pic o idee, că pare greșit. Când faci ceva, trebuie să faci bărbătește, cu vigurozitate. Da? În fotografie. Așa. Încercăm să nu suprapunem. Ce înseamnă asta? În cadru, de obicei, sunt multe elemente. Când te miști, de multe ori ele se suprapun. Încercăm să nu le suprapunem. Fiecare element să aibă spațiul lui. De exemplu, ei doi. Dacă mă dau așa într-o parte, uite, ia, veniți un pic aici. Amândoi.
Așa, vină tu mai în față un pic. Așa, că fata trebuie să fie mai în față tot timpul. Foarte bine. Așa, dă un pic mai încolo. Așa, perfect. Da? Facem poză, să zicem, de aici. Tu zici că ești un ceva, mă, vrei să o strângi de gât sau în spate. Mă. Așa, stai. Stai că te-am suprapus acum. Stai un pic așa. Stai un pic așa. Așa. Uite, acum am suprapus. Hai, stai. Acum n-am suprapus. Da? Hai să vedem. Gata, mulțumesc. Și uităm. Bine era să avem și niște case. Nu știu ce aș putea să mai arăt pe aici, că n-avem case. N-avem case în studiul meu. Case ne trebuie. Da? Deci uite, avem două persoane separate. Da? În momentul în care îi suprapunem, deja se văd înghesuiți. Așa, nu mai dai seama care e unul, unde începe celălalt. E dubios. Mă rog, aici e interesant că s-a strâmbat el. Iar, suprapus. Da? Când sunt separați, e unul e al doilea. Și tu prin mișcare poți să separi, să